Colegiul Tehnic Lascu Vodă din Siret a răspuns campaniei demarate de TV Rădăuți: donează o jucărie, fă un copil să zâmbească. Fii și tu alături de noi cu o jucărie, un zâmbet sau un dulce. Și anul acesta, pentru cel de-al 5-lea consecutiv, desfășurăm campania donează o jucărie, fă un copil să zâmbească. Înainte de a vă spune alte lucruri despre această campanie, vreau să-mi spuneți ce primiți voi în general de sărbători. Ce primiți? Dulce. Te nu primiți sau unde dulce? Da. Așa. Deci, cu alte cuvinte, de fiecare dată de sărbători primiți ceva. Sunteți sigur că o să primiți ceva. Dar dacă ați primit de sărbători o ciocolată? N-ați un cadou prea frumos. Ciocolată și cred că ai ceva. Deci, v-ați făcea să primiți doar o ciocolată. Cadoul vostru se rezume la o ciocolată. Sau o napolitană. Sau o pereche de șosete. Gândiți-vă că mai multe jumătate dintre copiii din România sunt expuși riscului de sărăcie absolută. Știți ce înseamnă sărăcie absolută, relativă? Mai puțin de 1 leu pe zi, nu? Putem să primești așa. Câți bani aveți în general de cheltuială într-o zi? Cât trebuie. 50 de bani? 50. Cât e un copil acum? 60 de bani. Deci ați putea să vă rezumați un copil pe zi? Nu. Dar ați putea să renunțați la ciocolata dintr-o zi? Dacă v-aș spune că e cadou, un cadou extraordinar pentru un copil, un copil care n-a primit niciodată nici mâncare napolitană și nu doar de sărbători. Adică pentru ideea de Moș Crăciun e o poveste frumoasă și atât. E un nene îmbrăcat în roșu, care nu vine. De ce nu vine? Nu vrem să aflăm, nu vrem să dăm asemenea răspunsuri pentru că nu este corect. În 2016, când nu mi se pare absolut normal să avem cel puțin 10 lei de cheltuială pe zi, cel puțin, zic 10 lei, e o sumă mică, nu-i așa? Și, serios? Ok, poate erau alte vremuri. Cred că o ciocolată sau dacă ați renunțat voi la, nu știu, să spun un măr sau la o cafea, credeți-mă, ar însemna super mult pentru ei. Poate pentru voi o ciocolată sau o napolitană e așa, un dulce pe care oricum este normal să-l primiți. Pentru ei este un moft sau chiar un cadou, ceva pe care nici măcar nu speră. Și aici intervenim noi. Pentru că știm că datoria noastră este să ajutăm lumea, nu doar de sărbători. Ar trebui să ajutăm mai des, nu? Și să nu facem din asta o super campanie. Ar trebui să ajutăm mai des și totuși nu o facem. Dar, atunci când o facem, noi ar vrea să facem cât mai bine. Și să ajungem la câte multe persoane care nu știu ce înseamnă cadou, nu știu ce înseamnă lucruri noi și nu consideră că merită să primească ceva. Noi vrem să le arătăm că oricine merită să primească un lucru, oricât de mic ar fi, de sărbători, pentru că dacă ei nu mai cred în Moș Crăciun, noi vrem să îi facem să creadă că noi ne-am mutat. Poate că restul anului îi uităm, dar mai ales de sărbătorile să le arătăm că totuși ei contează. Așa că dacă vă doriți să vă lăsați campaniei noastre, până pe 14 decembrie puteți dona haine, rechizite, jucării pentru copii, fete și băieți, cu vârsta cuprinsă între 3 și 17 ani. Nu vă spunem ce să donați, cât să donați, doar fiți alături de noi și hai să facem cât mai multă lume să zâmbească. Sunteți alături de noi? Da. Nu sunteți prea convinși. V-am întristat? Era să mai vezi să până am venit. Vrei să vedeți alături de noi? Da! Super!